Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte Duhovnic, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, Domnule Primar, Domnule Comandant, iubiți miri, distinși nași, iubiți credincioși și dragii mei, aflăm din Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Duminica 18-a după Rusalii, că Dumnezeu nu ascultă orice rugăciune. Rugăciunea care s-a rostit astăzi a fost a Sfântului Apostol Petru. Și ea sună așa: ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Iar Domnul Hristos nu i-a ascultat rugăciunea, n-a plecat de la el, ci dimpotrivă l-a întărit și l-a încurajat și i-a spus: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Dacă ar fi doar acest gând pe care să ni-l însușim, să înțelegem că Dumnezeu nu ascultă orice rugăciune, însă ne împlinește rugăciunea mai cu adevărat, așa cum știe El mai bine și în favoarea noastră. Voia cu adevărat oare Sfântul Apostol Petru să plece Dumnezeu de la el? Cu siguranță că nu. Însă la rugăciunea lui smerită, Dumnezeu îi răspunde cu plus de măsură și nu doar că rămâne cu el, îl face ucenicul său, devenind apostol, respectiv pescar de oameni. Întotdeauna, dragii mei, să avem această conștiință că la rugăciunile pe care le facem și adesea nu primim răspuns, în realitate ele nu sunt în van. Ele sunt primite de Dumnezeu, dar sunt ascultate în Duhul Lui și în favoarea noastră. Pentru că noi nu întotdeauna suntem în Duhul Lui Dumnezeu și nu ne rugăm în favoarea noastră cu adevărat, pentru că, în general, suntem meschini. Cere lui Dumnezeu lucruri care nu ne sunt cu adevărat de folos. Credem noi, însă Dumnezeu vede lucrurile altfel decât noi, pentru că ne spune El însuși: gândurile mele și planurile mele nu sunt ca și gândurile și planurile voastre. De aceea noi, conlucrând cu Dumnezeu, să ne încredințăm lui Dumnezeu. Observăm din Evanghelia de astăzi că Sfântul Apostol Petru, deși un pescar cu experiență, nu reușește să prindă nimic, deși s-a ostenit toată noaptea, el știa prea bine când se pescuiește, unde se pescuiește. Și totuși, în noaptea aceea n-au prins nimic, s-au ostenit degeaba. Erau două corăbii care erau pe țărm, iar pescarii spălau mrejele. S-au ostenit toată noaptea degeaba. Dar, la porunca Mântuitorului Hristos, după ce el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, au plecat pe mare, la locul stabilit de Domnul Hristos, care nu era pescar, era tâmplar, fiu de tâmplar. Și poruncește lui Petru să arunce mrejele în adânc. Iar Petru, cârtind oarecum, spunându-i Domnului Hristos că nu se poate pescui la ora respectivă,
și că nu se poate prinde pește ziua în amiaza mare, pe Marea Galilei. Dar totuși, la porunca ta voi asculta și voi arunca mrejele. Și aruncându-le, au prins mulțime mare de pește, cât a fost necesar să vină și cealaltă corabie, pentru ca să nu se răstoarne. Deci, ce înțelegem noi din acest lucru, dragii mei? Deși, încă o dată, Petru avea experiență de pescar, n-a prins pește, dar la porunca lui Dumnezeu și prin lucrarea lui a prins mulțime de pești, surprinzător, în locul nepotrivit, în timpul nepotrivit. Ca să înțeleagă mai cu adevărat Petru că toată osteneala lui și experiența lui și până la urma urmei persoana lui în sine n-aveau nicio valoare fără Dumnezeu. Precum spunem noi și știm că nu putem face nimic fără Dumnezeu. Acesta este sensul, că nu putem face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Și nu l-a învățat Domnul Iisus Hristos pe Sfântul Apostol Petru că nimic nu poate face fără el în ceea ce privește pescuitul. I-a dat o lecție pentru ce avea să urmeze, îndemnitatea și misiunea lui de apostol al lui Hristos, și anume aceea de a fi pescar de oameni. Să înțeleagă Sfântul Apostol Petru, toți apostolii și urmașii apostolilor, noi, preoții, că nu putem face nimic fără Dumnezeu și lucrarea noastră preoțească este ancorată în realitatea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem slugi netrebnice, de aceea și spunem slujitorul lui Dumnezeu. Pentru că noi facem ce trebuie să facem, ceea ce suntem datori să facem, ceea ce suntem chemați să facem din partea lui Dumnezeu. Și aceasta este o favoare din partea lui Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu. Preoția în sine este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu și lucrarea noastră puțină și neputincioasă se desăvârșește prin puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să învățăm de la Sfântul Apostol Petru astăzi o rugăciune care să ne fie ascultată, ce am zice? Am zice ca el, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos? Eu cred că am zice altfel. Vino la mine, Doamne, că sunt un om păcătos, dar vino. Și închei printr-un vers al marelui mistic Vasile Voiculescu, care spune, gândindu-se la judecata finală, atunci când Dumnezeu, Fiul, ne va despărți pe unii de alții și ne va așeza acolo unde ne este locul. Și spune el, Doamne, chiar dacă gura ta mă va osândi, auzindu-te, inima mea se va bucura. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.